Ok, salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră mirobolantă de Creativerse. Înainte să încep, aș dori să vă reamintesc să nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă încă vă mai place această serie și vreți mai multe episoade. Eu, sincer să fiu, aș fi vrut neapărat să apuc măcar să-mi termin acest castel. Aș fi vrut să fi fost mai apreciată. Ei bine, haideți să continuăm. N-am mai făcut absolut nimic, n-am mai jucat jocul ăsta de foarte multă vreme. Am fost destul de ocupat în ultima vreme și am încercat să filmez numai ce s-a putut așa mai rapid, mai la îndemână, ca să spunem așa. Dar, ei bine, totuși tot trebuie să ne ținem și noi de seria asta, că până la urmă ce naiba. Ce-i asta? Mold. Ok, ok, asta e important, ar trebui să-l bag undeva, habar nu am. Deci în off-camera, tot ce am făcut a fost să mă plimb așa pe mine, am mai găsit câteva chestii, dar m-am întors acasă pentru că aș vrea neapărat să termin cu castelașul acesta, să am și eu cu ce mă mândri, cu o casă de-asta mirobolantă. Bineînțeles, vom adăuga ulterior mai multe chestii acestei case. De asemenea, când voi construi, adică când voi începe construcția principală, ca să spunem așa, adică eu acum adaug câteva chestii aici colo, dar în momentul în care voi începe construcția, pentru a nu vă plictisi, am să bag un pic de speed up și un pic de muzicuță de aia mirobolantă, ca să ascultați și voi acolo și să vedeți cum mă descurc, să spunem așa, ca să nu vă plictisiți. Ok. De fapt, în mod normal, ar fi trebuit să bag speed up și aici, pentru că tot ceea ce fac eu este să strâng niște chestii pe aici. Deci, lasă. Ca să mai apuc să mai zic și eu câte ceva aici pe la început, că după băgăm speed up. Așa, deci intenția mea care este? Să termin cu partea aceea a zidului, apoi voi mai avea o parte, anume acoperișul, pentru că zidul meu este un zid mai special și intenționez să folosesc și niște acoperișuri din acelea jmechere. Nu trebuia să folosesc eu rahatul ăsta. Voi avea eu foarte mult obsidian, dar la urmă nici în halul ăsta să-l consumăm pe tot. 62, 63, 64, nu știu de ce, dar văd că în ultima vreme joculețul ăsta se mișcă destul de ciudat. Adică înainte aveam 60 de frame-uri stas, acum am 53, 51, 49 și văd că și omulețul așa se mișcă în lag, se mișcă un pic lăguit. Țin să vă menționez că nu este de la calculatorul meu, nu știu ce naiba are jocul ăsta. Chiar nu știu. Calculatorul se află în temperaturi ok, să spunem așa. Chiar nu știu. 94, 95, 96. Ce mă, acum merge până la 100? A, nu, până la 99. De când am mai jucat, nici nu mai știu. Ok, deci frații mei, ca să vă explic cum voi face acest castel. Deci, cum spuneam, voi face acoperișul acela, dar pe interior voi secționa acest castel mirobolant în cămeruțe, da? Pentru că este extrem de necesar, voi face aici la intrare, cameră de depozitare, undeva, de fapt, sincer să fiu, nu, am să fac ca un fel de clădire undeva în mijloc. Și în acea clădire, în interiorul acelei clădiri, vom pune noi și vom schimba noi. Am putea într-un colț să facem aici o zonă specială pentru depozitare de materiale și toate rahaturile noastre. Și chestiile principale să le facem în clădirea principală al acestui castel. Da. Acesta este planul meu mirobolant. Și miraculos. Așa. Bun. Știu că arată foarte ciudat, dar arată ciudat pentru un motiv, pentru că e diferență de teren. Într-o parte e într-un fel și în altă parte e altfel. Ok, și acum tot ceea ce vom face noi, vom demola această căsuță și vom continua cu clădirea aceea din mijloc și cu tătătătătăt. Deci, hai să vedem ce putem să facem. Enjoy!
Ok, am revenit și noi. Am șters acum toată casa. Acum, ce voi face eu în continuare? Voi termina acești patru stâlpi, îi voi înălța la nivelul potrivit. Ia să vedem. Așa. După care, folosind materialele care tocmai le-am procurat de la casă, voi începe prin a face acoperișul de la șandramaua noastră aici de față. De asemenea, voi și șterge chestia din mijloc, pentru că am văzut că nu se potrivește chiar atât de bine. Sau se potrivește? Nu, am să las aici. Am să las aici. Am să fac și în partea opusă un stâlp din acela. Și, bineînțeles, acoperișul. Haideți să-i dăm... Ok, am revenit. Cam asta este ce am realizat eu până acum. Eu zic că arată destul de bine. Ați observat că ne-a bătut foarte mult sistemul ăsta al jocului. Efectiv, nu puteam să mă mai urc pe chestiile astea, nu mai știam să mă mai urc, tot cădeam. A fost o bătaie destul de mare de cap, dar cu greu am reușit să facem și noi două părți până acum din castelul acesta. Aș putea să spun că am făcut undeva la 25%, pentru că 50% presupune să facem doar o singură parte. Deci eu intenționez să fac așa cu două chestii de-astea, apoi vin slaburile acelea peste tot, apoi din nou... chestii din astea, thatched roof, chestii de-aia, din nou încă două blocuri din acelea de roof din acela. Deci o să mai îmi trebuiască o grămadă de leaves-uri. Hai să vedem dacă mai avem ceva până ce am văzut ultima dată că parcă să fie avut ceva shredded leaves-uri de-astea. Construcția asta e mult mai greu decât mult mai grea decât mă așteptam și mult mai lungă decât mă așteptam. Nu-mi place când durează atâta. Oh, stai, am aici leaves. Frate, deci efectiv nu mai am ce să mai. Deci efectiv nu mai am ce. Așa, am să le pun pe astea aici și le băgăm în procesator. Procesor. Bun. Le băgăm și din ăsta la alt. Să facă treabă. Așa. Bun. Și acum hai să vedem cum se... Ce n-abia avem nevoie de... avem nevoie de beeswax și... dar ce faci tu aici, urâtule? Pleacă, mă, de aici! Biserica ta! Pleacă! Pleacă! Au! Urâtule. Așa. Deci avem nevoie de vines-uri, avem nevoie de beeswax. Beeswax nu mai avem.
Vines-uri nu mai avem, deci o să mai dureze ceva până fac rost și de chestiile alea, o să trească să mă urc și în copaci. Oh my god, oh my god, vine și seara acum. Spawnează iar bugamesări de aurâți. Da, ce place mie e că Bizuex-ul ăsta se respawnează, adică de fiecare dată când opresc serverul, nu știu, o anumită perioadă de timp, Bizuex-urile astea, adică Wex-ul acesta, se respawnează mereu. Asta îmi place foarte mult la jocul ăsta, că știe ce ăla respawn, dar nu știe ce aia să nu te propulseze în spațiu. Deci n-am văzut să, dacă pui două blocuri sub tine, mai mult de două blocuri, nici nu știu cum dracu fac, dar de multe ori reușesc să mă propulsez singur în spațiu, fără să vreau. Ok. Poate e mai dificil decât mă așteptam. Chiar mult mai dificil. Văd pe aici, în stânga-dreapta, dar am nevoie să pot să și ajung la ea. Adică nu vreau să fac pe aici 50.000 de scheme ca să pot să ajung la el. Ah, nailed it. Ok. Dă încoace tot. Bun. Asta ar fi o bucată. Cred că mi-ar trebui un mic ajutor aici la treburile pe care le fac eu aici, pentru că cum seria asta continuă să avanseze, e intenția mea care este să fac din ce în ce mai multe clădiri de astea super jmechere. Și ca să le fac, am nevoie destul de mult timp, am nevoie să mă tot duc să iau materiale și cred că mi-ar trebui un mic ajutor pentru această serie. Așa că haideți să începem să recrutăm un mic ajutor pentru seria asta mirobolantă, pentru voi cei care sunteți interesați de această serie. Bineînțeles, am să pun niște termeni și condiții. Dacă sunteți interesați să intrați în această serie, vă recomand să verificați descrierea. Acolo am să pun toate detaliile despre cum să intrați în această serie. Pentru că trebuie să mă gândesc așa la termeni și condiții, pentru că, bineînțeles, nu putem recruta pe oricine și să ne punem încrederea în oricine, nu? Adică avem aici un întreg imperiu care va naște cât de curând. Cel puțin ăsta e planul meu. Ok, cum dracu ajung eu acolo? Cum dracu ajung eu acolo? E simplu, nu ajung. Well, hai să ne warpăm acasă. Că n-am chef să mai merg atâta drum. Ok. Deci, avem Bizuex-ul, avem vine-urile, avem și asta la noi, avem... Măi, ce m-a speriat ăsta? Nu știam ce se aude. Eu am mâncat iar... purecii. Uite, băia ce se distrează pe acolo. Mă bucur că vă distrați, nemernișilor mici. Drăciile astea, hai să le aruncăm. Pietrele astea le băgăm aici, bun, și hai. Perfect, cred că e destul, cred. Încercăm. Ok, haideți să revenim și la lucrul nostru. Bineînțeles, băgăm și noi o țăr de speed în timp ce construim chestii. Stai, un chest. Bizwax, wow, ăsta ce sunt? Conuri, gunpowder, un prost care vine spre mine, te-am auzit, prostești. Așa, și ce să drupez eu? Uite, drupez floarea asta, mori. Vreau gunpowder-ul. Și asta ce sunt? Ah, brown mushroom. Wow, foarte tare. Ok, acum haideți să-i dăm drumul la speed build. Ah, nu, stai. Ăla de ce strâplucește? Ăsta e pigletul meu. Ce ar trebui să-i dau să mănânce? Ia. Așa, acum ai fericit. Opa, ce am apăsat? Alo, ajutor. Ok. Chest-ul! Chest, my friend! Ce mai am aici? Melted wax? Bă, ce ciudată e muzica. Ok, dăm drumul la speed build!
Ok, oameni buni, am revenit și noi, a fost o luptă destul de mare, adică filmarea este de 35 de minute pentru voi, cred că o să fie gen 10 minute sau ceva de genul. A durat foarte mult să fac construcția asta, care o vedeți voi aici, dar în sfârșit pot să spun că am terminat și cu partea asta a acoperișului. Aș putea să spun, ba chiar că am făcut 50%. Ar mai rămâne partea asta la altă a acoperișului nostru mirobolant, după care oficial terminăm și noi cu acoperișul și ne putem apuca, bineînțeles, de camera principală a castelului, adică turnulețul nostru mirobolant. O să facem un turnuleț aici în mijloc. În principiu am mai avea destul de multe chestii de făcut și aș dori să vă reamintesc încă o dată că încă am nevoie de cineva care să mă ajute aici. Așa că verificați descrierea pentru mai multe informații despre cum să intrați și voi în această serie. Păi bineînțeles, fraților, aici se încheie și acest episod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția voastră acordată. În off-camera am să continui construirea, am să șterg toate căcaturile astea și am să continui construirea părții astea de castel. Eu am fost, ca de obicei, gazda voastră Reciuncio și vă urez vouă tuturor să aveți o zi sau o seară faină în continuare. Bye, bye!